Dragi studenți, bine ați venit la cursul de filozofie a religiei. Suntem la subiectul intitulat Despre mit, ca element structural constitutiv al religiei. Și am să vă vorbesc astăzi despre opinia, părerea lui Mircea Eliade despre mit ca element constitutiv al religiei. Mircea Eliade, după cum știți, a fost un istoric al religiilor, fenomenolog al religiilor, român, născut la București, student al Universității din București, asistent la Facultatea de Filozofie a Universității din București, la Catedra de Metafizică pe care o conducea profesorul Nae Ionescu. Dar după ce a emigrat în străinătate, în Franța, apoi în Statele Unite ale Americii, la Chicago, s-a remarcat în lumea întreagă ca un savant al religiilor, cu un accent deosebit pus de el pe istoria documentelor religioase din perioada aurorală a istoriei omenirii, adică din perioada în care nu existau documente scrise despre religie, și ca metodă pentru abordarea actelor religioase, a simbolurilor religioase, a religiilor trăite, un adept al metodei fenomenologice. Așadar, despre mit ca element constitutiv al religiei la Mircea Eliade. Și înainte de a începe să facem trei premise antropologice. Mai întâi, omul, în general, în orice cultură, în orice religie, în orice etapă a istoriei, se remarcă drept o ființă care se face pe sine, se construiește. Deci omul nu se naște om de la început, ci se formează, omul devine pe zi ce trece și se constituie ca om prin alegerile sale, prin gesturile sale, simbolice, semnificative. Astfel că omul devine om prin creațiile, prin lucrările pe care el le produce. Prima premisă. A doua premisă. A fi om înseamnă a fi contemporan cu Dumnezeu din prima zi a creației. Asta e o convingere de origine religioasă și omul religios, din toate timpurile, indiferent cum l-a numit pe Dumnezeu, a avut aspirația profundă de a fi contemporan cu Dumnezeu, cu acel Dumnezeu creator care a pus în ființă tot ceea ce vedem în jurul nostru. Creația lumii exterioare, munți, păduri, ape, stele, cer și așa mai departe, soare, lună, tot ceea ce vedem în jurul nostru, e opera, lucrarea unui Dumnezeu creator. Omul vrea să devină asemenea lui Dumnezeu. De aceea caută gesturile încărcate cu valoare, cu semnificație, pentru ca să pună în existență lucruri, realități, așa cum a făcut Dumnezeu. Deci, a doua premisă înseamnă lucrul acesta. Omul dorește să devină contemporan cu Dumnezeu creator. A treia premisă, sensul istoriei umane înseamnă asumarea destinului propriu de către fiecare om. Cu alte cuvinte, istoria umană are un sens dacă oamenii se raportează la acest sens, dacă oamenii se înscriu în linia progresivă a istoriei. Dacă nu doresc lucrul acesta, atunci și sensul practic nu se poate constata, nu se dezvoltă, nu poate fi sesizat de alții. Sensul, cu alte cuvinte, sensul istoriei, cu alte cuvinte, este destinul fiecărui om asumat. A intra în această dinamică a istoriei umane înseamnă să-ți asumi destinul propriu, și prin lucrările pe care le produci, prin faptele pe care le săvârșești, prin alegerile proprii, participi la modelarea sensului și vizibilizarea lui
Deci, într-un fel, sensul deci ține de oamenii care fac parte dintr-o comunitate de destin și se înscriu pe un drum al asumării destinului. Poate e cam teoretic spus, dar asta, în definitiv, deci ține de ceea ce noi trăim pe pământ, ca istoria noastră a fiecăruia, adică sensurile istoriei mari, universale, este dat de sensurile istoriilor particulare. Fiecare om, dacă are conștiința asta că se îndreaptă către ceva, că are o direcție, că are un scop, că are un ideal. De exemplu, pentru un creștin, a doua venire a lui Iisus este idealul, întâlnirea cu El. De aceea este coerent cu sine, cu adevărurile în care crede, cu morala și așa mai departe, pentru că el așteaptă să se întâlnească cu Iisus. La fel și ceilalți oameni, că sunt creștini sau nu sunt creștini, practicanți sau nu practicanți, sau de alte confesiuni, dacă au un sens al vieții lor, al istoriei lor, atunci sensurile toate adunate alcătuiesc, formează sensul istoriei umane general. Ei, acestea sunt trei premise care ne ajută pe noi să înțelegem mitul ca lucrare a omului. Deci mitul nu e, să zicem așa, o operă căzută din cer, adusă de zei, revelată de ființele ancestrale, de strămoșii mitici, ci sunt o lucrare a omului. Sigur că se referă la evenimente care au avut loc în timpuri primordiale. Asta e adevărat. Dar redarea lor, alcătuirea lor, felul în care sunt prezentate acele evenimente primordiale, ține de participarea umană. Cu alte cuvinte, capacitatea omului de a se exprima, de a formula, de a transmite niște adevăruri, niște evenimente, intră ca parte constitutivă a mitului. Mitul, cu alte cuvinte, are și o parte umană. Apoi, din punct de vedere așa al definiției, mitul este o poveste sacră. Povestește sau ne prezintă cum a luat ființă un lucru, cum a început o realitate oarecare din cele pe care le vedem noi, să existe. Și din acest punct de vedere, e ca un fel de teorie a ceea ce ritul reprezintă într-o scenare dramatică, dacă vreți, cu ajutorul unor gesturi și imagini, a ceea ce spune mitul din punct de vedere teoretic. Adică omul, prin mit, vrea să ia legătura cu realitatea absolută, ultimă, fondatoare, când au avut loc evenimente primordiale, unice, și prin rit reprezintă în concret această legătură cu realitatea ultimă sau cu realitatea absolută a evenimentului fondator, întemeitor de existența a ceva. Prin urmare, mitul se deosebește de rit. Mitul e formularea teoretică a evenimentului primordial. Ritul este formularea practică a acelui eveniment. Sigur, semnificația mitului este incontestabilă, pentru că nici nu ar fi mit. Mitul este o povestire sacră cu o semnificație precisă. Cum am spus, miturile cosmogonice, de fapt, mitul cosmogonic este un fel de sinteză sau emblemă a tuturor miturilor, fiindcă ele povestesc cum ceva a luat ființă, cum a început să existe. Mitul cosmogonic are o semnificație precisă și anume explică cum a început să existe lumea din care și noi facem parte. De asemenea, tot legat de definiția mitului, mitul este o istorie sacră care prezintă un eveniment, descrie un eveniment ce a avut loc într-un timp primordial. O să vedem ceva mai târziu ce înseamnă timpul primordial, că e de două feluri, unul precosmic, unul este cosmogonic sau cosmic,
și așa mai departe. O să vedem ce înseamnă. Sau în timpurile recente, timpul primordial a devenit un timp primordial speculativ, adică nu mai ține de natură, nu mai ține de existență sau de ființă. Dar reținem cât privește definiția mitului, că el este o povestire sacră, este o istorie sacră care se referă la un eveniment ce a avut loc în vremuri, în timpuri primordiale. Explică mitul, deci explică cum a luat ființă lumea, cosmosul sau o anumită parte a cosmosului sau un anumit fragment al realității. Dar întotdeauna mitul e povestire despre crearea unui lucru, despre începuturile a ceea ce este real, concret, în jurul nostru. Fie la nivel de existență, fie la nivel de comportament, de etică, de fapte concrete. Așadar, avem pe de o parte o referire a mitului la aspectul existențial al lumii și pe de altă parte o referire la aspectul comportamental, să spunem etic, moral, a ceea ce înseamnă să fii om în lume. De asemenea, tot legat de definiții, mitul prezintă diferite invazii ale sacrului sau ale supranaturalului în lume. Sacrul este plinătatea ființei, a existenței. Și tocmai pentru că este plinătate, sacrul debordează, adică dă pe din afară. Și această debordare, revărsare a sacrului poate fi văzută ca un fel de invazie, ca un fel de inundație, dacă vreți, a ființei în lumea din care suntem și noi parte. Sau sacru sau supranatural. O să explic mai târziu semnificația acestor termeni, dar deocamdată sacru și supranatural este ceea ce se revelează ca ființă în sine, plinătatea ființei, plinătatea a vieții, plinătatea semnificației și tocmai datorită plinătății, fie sacru, fie supranatural, debordează, inundă lumea din care facem noi parte. Cu alte cuvinte, mitul înseamnă solidaritate cu ontologia. Ontologia înseamnă știința despre ceea ce este. Cu alte cuvinte, mitul se ocupă de lucrurile care există, explică cum există, de ce există, cum au început să existe și, în general, toate realitățile, cum au început să fie și ce s-a întâmplat în mod real la începutul existenței tuturor lucrurilor care ne înconjoară. Mitul, așadar, vrea să fie o explicație totală cu caracter ontologic, adică să formuleze explicații pentru a justifica existența lucrurilor, a realităților ce ne înconjoară. Sigur că e un mod clasic, așa spunem noi, simplu de a explica ontologia sau discursul despre ceea ce există, însă în centrul acestui discurs se află o idee de bază și anume că ființa completă, ființa deplină, ființa întreagă se deschide spre ființele particulare și devine model exemplar pentru toate formele de realitate, pentru toate ființele care există în jurul nostru. Tot referitor la caracteristicile mitului, să mai spunem că mitul constituie istoria actelor sau faptelor ființelor supranaturale. Cu alte cuvinte, istoria actelor sau faptelor se referă, de fapt, la începuturile ființelor particulare și a fragmentelor de realitate, poate un fragment din realitate suntem și noi, și mitul explică începutul acestui fragment sau acestor lucruri din realitate. Nu poate fi contestată veridicitatea mitului, conținutul său întotdeauna se referă la o istorie absolut adevărată și sacră, adevărată pentru că se referă la lucrurile care există în realitate și ele nu trebuie demonstrate, sunt văzute,
sunt atinse, sunt intuite, sunt la îndemâna tuturor. De aceea mitul deci, se referă la o istorie adevărată și apoi la o istorie sacră, pentru că este vorba de lucrarea ființelor supranaturale care au pus lucrurile despre care vorbim în existență la început. Deci, mitul se referă la crearea unor lucruri sau realități, povestește cum au luat ființă, cum au început să existe aceste lucruri sau cum s-a instituit un comportament. De ce trebuie să ne, de exemplu, descoperim capul când intrăm în biserică? Mă refer la bărbați. De ce trebuie să îngenunchem? De ce trebuie să, nu știu, să stăm în picioare? Sunt niște gesturi care explică ceva. Adică pentru omul care înțelege liturgia creștină, e clar că a sta în picioare înseamnă să stai în dialog cu Dumnezeu, care vine în fața ta prin cuvântul Evangheliei sau prin celebrarea euharistică și așa mai departe. Deci, comportamentele la fel. Deci, sunt instituite de povestirea sacră sau țesutul teoretic sacru, deci al unui început, care generează sau invită, constituie și un comportament. De asemenea, trebuie știut că mitul stabilește modele exemplare pentru toate acțiunile umane semnificative. Deci tot ceea ce are sens în viața noastră este controlat de mit, în interiorul căruia se află modelul exemplar al gestului pe care noi îl repetăm. Cum am spus, să treci prin dreptul unei biserici, să-ți faci semnul Sfintei Cruci, să-ți ridici pălăria, să saluți pe preot într-un anumit fel, spunând niște cuvinte specifice, sau să-ți faci semnul Sfintei Cruci pe buze, pe frunte sau pe inimă când începe proclamarea Evangheliei. Toate acestea sunt niște modele exemplare care se află într-o povestire sacră despre un eveniment la care noi ne raportăm prin comportamente semnificative. Adică vrem să spunem că suntem acolo, că suntem contemporani cu evenimentul respectiv, că actualizăm acel eveniment în viața noastră. Prin urmare, mitul este o cale pentru a cunoaște originea lucrurilor, a comportamentelor, dar și pentru a le manipula. Adică pentru a le ajusta, pentru a le îmbunătăți, pentru a le controla. Cu alte cuvinte, mitul favorizează o cunoaștere concretă. Ea se trăiește în ritual și ritualul justifică conținutul mitului. Despre ritual o să vorbim mai târziu. Deocamdată reținem că mitul se trăiește în sensul că omul e copleșit de puterea sacră a evenimentelor ce sunt aduse în prezentul amintirii, adică în prezentul povestirii, și sunt în felul acesta actualizate sau reactualizate. Trăirea pe care o cere mitul este considerată a fi religioasă, în sensul că părăsește existența profană, existența de fiecare zi, și intră într-un teritoriu unde lumea este transfigurată de prezența ființelor supreme. Gestul acesta noi îl săvârșim de fiecare dată când de pe stradă, de pe trotuar, intrăm în biserică. Adică în afară suntem într-o lume profană, în interior suntem într-o lume sacră. Spațiul din interiorul bisericii este transfigurat de prezența lui Iisus Hristos euharistic. De aceea intrăm nu neapărat într-un spațiu sacru delimitat de pereți, ci intrăm într-un spațiu al unei prezențe. Lucrul acesta îl celebra cu multă evlavie Sfânta Edith Stein. Era impresionată de credința oamenilor simpli din Polonia, în vremea în care s-a născut ea, care intrau în biserică și celebrau prin gesturile lor
întâlnirea cu o ființă supremă. Adică dădeau de înțeles că sunt conștiente de o anumită prezență în acel spațiu. Deci, trăirea nu înseamnă neapărat acordarea cu un timp cronologic sau sintonizarea cu un timp cronologic, ci sintonizarea cu un timp primordial, când evenimentul despre care vorbește mitul a avut loc pentru prima dată. Acest timp primordial este un timp tare, nu un timp slab, da? Confuz, așa, neconfigurat, neprofilat. Este un timp tare, sacru, este timpul când ceva nou și semnificativ s-a manifestat pentru prima dată. Da, e un timp care are un început, acest timp sacru, deci are un început și istoria mitului sau a miturilor este istoria timpurilor primordiale, adică a timpurilor semnificative, a timpurilor care explică și justifică existența omului, a societății, a lumii și a comportamentelor pe care omul le adoptă în lume. Așadar, mitul coincide cu istoria timpurilor primordiale. Ei, acum, ca să înțelegem puțin ce înseamnă timpul primordial, am să vă dau un citat din Tratat de istoria religiilor al lui Mircea Eliade, la pagina 362, spune așa: orice eveniment, orice conjunctură ce are un sens, prin însuși faptul că s-a produs în timp, reprezintă o ruptură a duratei profane și o invazie a marelui timp. Ca atare, orice eveniment, prin însuși faptul că s-a întâmplat, că s-a petrecut în timp, este o hierofanie, o revelație. Paradoxul acestui eveniment, hierofanie, și al acestui timp istoric, timp mitic, nu e un paradox decât în aparență. Cu alte cuvinte, orice eveniment deci se produce în timp, dar el reprezintă o ruptură în raport cu durata profană și ilustrează invazia marelui timp, a timpului mare, a timpului care deci nu are, să zicem așa, început și nici sfârșit, a un timp, a unui timp calificat, a unui timp plin de semnificație, care durează prin sine. Timpul profan sau durata profană este fragmentată, este confuză, trezește teamă, pentru că omul nu se poate orienta. Timpul orientat este timpul mare, timpul sacru, timpul tare, să zicem așa. Bun. Prin urmare, în acest timp sacru, timp tare, timp mare, au avut loc revelații, hierofanie, faneim, înseamnă deci apariție, manifestare a sacrului, deci au avut loc manifestări ale sacrului și de aceea timpul istoric, acesta, da, coincide cu timpul mitic și nu e un paradox decât în aparență, pentru că, de fapt, timpul mitic, timpul sacru, este acela care găurește timpul istoric și îl coagulează, îl adună, pentru că el, prin sine, este fragmentat, nu se poate aduna. De aceea, sacrul pătrunde în profan și unifică timpul fragmentat. Așadar, mitul povestește, enunță, prezintă un eveniment care a avut loc în illo tempore, devine acel eveniment un model exemplar pentru toate acțiunile și situațiile pe care omul le reactualizează. Ei, repetând aceste acțiuni și situații care au de-a face cu modelul exemplar, omul se reintegrează în illud tempus, adică intră în timpul acela, timpul primordial, timpul când au avut loc evenimentele fondatoare și devine contemporan cu Dumnezeu, dacă vreți, creator, din primele zile ale creației, din epoca de început a istoriei, sau devine contemporan cu strămoșii mitologici
din epoca aurorală, atemporală, care există în afara istoriei. Cu alte cuvinte, prin mit, omul poate evada din istorie, din istoria profană, evident, din istoria fragmentată. Și se poate sincroniza, se poate acorda, așa să spunem, cu timpul calificat din perioada de început a istoriei. Deci, mitul, cu alte cuvinte, abolește istoria profană, o șterge, deci o desființează, cu alte cuvinte, și desființând-o, de fapt, îi dă unitate, pentru că o coagulează. Structura istoriei profane e de a fi fragmentată, confuză. Dar dacă mitul intră în istoria profană, atunci istoria profană devine istorie sacră, își schimbă, deci, identitatea și devine istoria unică, așa să spunem, a omului religios. Pentru omul modern, omul desacralizat, omul secularizat, istoria profană este unica istorie care contează. Istoria calificată, istoria aceasta, să spunem, a evenimentelor sacre, fundatoare, nu contează. Sau nu este luată ca și reper existențial. Mitul, așadar, e o istorie exemplară și reversibilă, pentru că epifaniile primordiale sunt atât de bogate în semnificație, încât ele nu se epuizează într-o singură manifestare. Și de aceea se repetă. Iată de ce avem de-a face aici cu două tipuri de istorie. Istoria miturilor, istoria evenimentelor fondatoare, istoria reversibilă și istoria fragmentată, istoria confuză, istoria irreversibilă a omului modern. Istoria repetabilă a omului religios se raportează la mituri, deci la povestirile sacre, povestirile despre evenimentele fondatoare. Și dacă nu este reversibil, atunci această istorie nu are valoare, nu are semnificație. Și istoria omului modern este o istorie irreversibilă, irepetabilă, are un sens unic, se îndreaptă către un ceva, dar acest ceva nu este definit. Prin urmare, avem de-a face cu două tipuri de istorie. Istoria sacră, care presupune narațiunea mitologică, referirea la evenimentele fondatoare cu ajutorul povestirilor sacre, și istoria profană, unde nu există repetabilitate sau reversibilitate, ci doar progresie spre un scop nedefinit. Interesant că în creștinism există istoria reversibilă, recuperată, să zicem așa, prin mit. Istoria și în sens modern este și ea prezentă acolo, în sensul că există un concept de progresie în timp, și anume noi creștem în spirit, în lumea spiritului până la a doua venire a lui Hristos, cu alte cuvinte, nu ne epuizăm în acest context istoric, ci suntem într-o continuă creștere și maturizare ca lume, ca omenire. Cu alte cuvinte, orice fel de cucerire așa personală de ordin spiritual este un bun de care se împărtășește lumea întreagă și reprezintă o etapă în creșterea noastră, în drumul nostru progresiv spre Hristos. Deci există în istoria creștină și dimensiunea asta a istoriei reversibile, adică a mitului, a povestirii. De exemplu, peste câtva timp vom începe Adventul. Cu alte cuvinte, repetăm istoria așteptării lui Iisus, a nașterii lui, sau știu, după aceea a Paștelui și așa mai departe. Deci sunt istorii reversibile, istorii sacre, dar este și istorie irreversibilă în sensul că, la nivel existențial, fiecare dintre noi este pe un drum de așteptare, de creștere, de maturizare a dimensiunii lui spirituale în vederea întâlnirii cu Hristos, care se va întoarce, va veni a doua oară.
În sfârșit, întorcându-ne la mituri, acum să vedem puțin clasificarea lor. Deci, avem mituri de multe feluri. Mituri care explică gesturi comportamentale, mituri care explică apariția unor lucruri, începutul unor realități, unor societăți, sau mituri care explică activități specifice, meserii, de exemplu, meseria de fierar, de metalurgist, de chimist, dacă vreți, și orice fel de altă meserie, are la bază un mit, are la bază un izvor, cu alte cuvinte, religios, în care e conținut evenimentul fondator al activității respective. Însă toate aceste mituri, într-un anumit fel, pot fi sintetizate în mitul cosmogonic, pentru că acesta explică apariția unei situații în cosmos și îi arată omului cum se fac lucrurile, apoi cum trebuie să se comporte față de acel eveniment. Asta ne îndreptățește să afirmăm că înainte de apariția lui Homo sapiens pe pământul pe care trăim și noi astăzi, a existat Homo faber mai întâi. Adică facerea lucrurilor, activitățile pe care omul le desfășoară, au avut un model exemplar în activitățile ființelor supraumane sau a ființelor supranaturale și această preocupare a omului pentru activitate, pentru meserie, pentru fapte, pentru lucru, cum trebuie săvârșit, a fost primordial, a fost antecedentă activităților de natură intelectuală, să spunem, sau sapiențială. Dar reținem că toate miturile, într-un anumit fel, se pot explica prin mitul cosmogonic, fiindcă el explică cum și de ce a luat ființă ceva. Astfel, cosmogonia devine model exemplar al creațiilor divine și umane. Și pentru ca să așa explic mai bine acest aspect al mitului ca și mit cosmogonic sau ca mit cosmogonic, am să citez din Eliade, dintr-un articol al lui publicat în volumul Spezzare il tetto de la casa, a sparge acoperișul casei. Eu am găsit textul acesta în variantă italiană și l-am tradus și am să explic deci ce crede Mircea Eliade despre cosmogonie. Și spune, cosmogonia este modelul exemplar al oricărui fel de facere, adică a pune un gest în concret sau a activa, a acționa. Deci este modelul exemplar al oricărui fel de facere. Nu doar pentru că universul este arhetipul ideal în același timp al oricărei situații creatoare și al oricărei creații, dar și pentru că universul este o lucrare divină. El este deci sanctificat în însăși structura sa. Prin extensiune, tot ceea ce este perfect, plin, armonios, fertil, într-un cuvânt, ceea ce este cosmicizat, tot ceea ce se aseamănă cu un cosmos, este sacru. Ei, în acest context, dați seama, toate discuțiile despre mediu, despre ce înseamnă astăzi atenție față de natură, față de mediul înconjurător, față de, știu, încadrarea omului în spațiu și timp, în cosmos, capătă o altă încărcătură sau, nu știu, primesc o altă, parcă o altă explicare și anume, nu e pură ideologie aici. Vedeți că la începutul începuturilor, cosmosul ca atare a devenit modelul exemplar al tuturor faptelor, creațiilor, operelor, situațiilor și omul a devenit creator imitând cosmosul din care el face parte. În momentul în care s-a distanțat de cosmos și nu a mai ținut cont de armonia care există în cosmos, sigur că omul s-a profanat, s-a desacralizat și a pierdut
semnificația și s-a nimicit pe sine în felul ăsta. Ei bine, ca să revenim la, deci la plinătatea existenței noastre ca oameni, trebuie să ne cosmicizăm. Adică trebuie să intrăm în armonie cu legile cosmosului, care sunt de o armonie, de o fertilitate extraordinară, de o plinătate care nu poate decât să atragă. Și asta înseamnă, deci, să ai, să zic așa, gustul sacrului, să pui în faptele tale gesturi care se armonizează cosmic. Ca să nu vă mai spun că există și o religiozitate cosmică, Mircea Eliade a ilustrat-o foarte bine cu referire la religia țăranilor români, care întotdeauna își orientează religiozitatea lor și în funcție de prezența lui Dumnezeu în cosmos, nu doar în spațiul liturgic, în spațiul, să zic așa, consfințit de celebrarea sacramentală. Deci, suntem acum în cadrul acestui mit cosmogonic, rezumat sau sinteza tuturor miturilor, și o trăsătură principală a acestui mit este referirea la timpul primordial. Timpul primordial e de două feluri. Timpul precosmic, adică cel fără istorie, adică de din afara istoriei sau de dinaintea istoriei, timpul dominat de ființa supremă, ființă care în această zonă, să spunem, în care nu mai există istorie, devine Deus Otiosus, adică un Dumnezeu ascuns. Sigur, ori de câte ori celebrăm și noi un rit sacru și facem referire la timpurile precosmice, timpurile în care nu există istorie, hai să dau un exemplu, întâlnirea dintre Dumnezeu și Adam și Eva în paradis, da? E din afara istoriei, deci perioada respectivă. Nu putem contabiliza sau să o introducem într-o cronologie istorică. E bine, acolo Dumnezeu practic dispare, deci, pentru că noi nu-L putem surprinde. Că cu simțurile noastre mă refer, da? Pe când, dacă ne referim la prezența lui Dumnezeu în timpul cosmogonic, adică în timpul istoric, da, aici există. Mă uit la, nu știu, la ape, mă uit la păduri, mă uit la oameni, mă uit la munți, la animale, la plante și văd că acolo există o urmă a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, El este prezent într-o formă indirectă, dar e prezent și pot să-L văd că e un Deus așa prezent, să spunem, care e prezent cu noi, ne însoțește, deci în creație. Pe când în timpul primordial anistoric sau precosmic, Dumnezeu este ascuns, Dumnezeu nu mai poate fi văzut. E bine, oamenii se interesează mai mult de timpul primordial cosmogonic. Îi atrage mai mult, pentru că așa sunt și ei structural făcuți, construiți, nu? Au simțuri și de aceea vor să vorbească, să se întâlnească cu Dumnezeu și să vorbească cu El în timpul acesta. Mitul cosmogonic are un caracter istoric, dar nu în sens iudeo-creștin, despre care am vorbit mai înainte, adică istoria aceea cu progresie, cu sens, cu dinamică, ci în sensul că aici există un model exemplar ce se reactualizează periodic. Mircea Eliade va descrie această funcție a mitului cosmogonic în Mitul Eternei Reîntoarceri, o carte din 1949, foarte importantă pentru a înțelege gândirea și opera lui. Mitul transformă evenimentele care s-au petrecut în timpul acela, sau illud tempus, în categorii ontologice, fie că este vorba despre viață, natură sau despre cosmos. Categorii ontologice, adică se referă la lucrurile care există, cum există, de ce există, cum au început să existe. Și ăsta este sensul mitului, de fapt. El asta își propune să facă. Sigur, dincolo de acest caracter istoric, mai este încă un element important, o structură importantă a mitului, și anume caracteristica existențială. Repetarea miturilor și celebrarea lor păstrează și reînnoiește revelația situațiilor și proceselor prin care natura a început să existe. Adică, miturile explică cratofaniile și hierofaniile naturale,
Cratofanie înseamnă manifestare de putere. Dacă te uiți în jur și vezi cosmosul, munții, mările, oceanele, toate acestea de la... Deci, imaginați-vă că stăm la câțiva kilometri deasupra Pământului și ne uităm la tot ce este pe Pământ. Putem să vorbim despre o cratofanie, adică o manifestare de putere. Cum au apărut lucrurile acestea? Așa, nu? Dintr-o dată. Sau hierofanii naturale, care sunt, de exemplu, nu știu, răsărit de soare, un asfințit, care, vedeți, invariabil funcționează, adică merg mai departe, indiferent de ceea ce se întâmplă pe Pământ. Că unul a luat examenul, că nu a luat salariu, că unul s-a certat în familie, că unul, nu știu, s-a împăcat cu prietena. Hierofania asta naturală își vede demersul ei, adică soarele răsare când trebuie să răsară, luna tot la fel și așa mai departe. Deci, celebrarea miturilor, repetarea lor, reînnoiește revelarea situațiilor prin care natura a început să existe. Apoi, miturile care prezintă încercări inițiatice revelează actul prin care spiritul transcende un cosmos polarizat și fragmentat pentru a regăsi unitatea fundamentală de dinaintea creației. Prin aceste, deci, să spunem, acte, omul trece dincolo de fragmentarea care există în cosmos și se unește cumva cu ființa de la începutul creației. Prin recitarea sau ascultarea unui mit, se reia legătura cu sacru, cu realul și se trece dincolo de condiția temporală sau istorică. Mitul e o punte de depășire a autosuficienței și ignoranței, pentru că omul tinde să identifice realul cu situația lui particulară. Lucrul acesta este valabil mereu și trebuie să ne-l amintim că mulți au această tendință, deci, de a universaliza situația lor particulară și a generaliza, știu, încercarea, problema prin care trec. De aceea, iată, mitul ne duce dincolo de autosuficiența și ignoranța existențială și ne pune în legătură cu timpurile primordiale. Care este lecția miturilor pentru noi astăzi? Mai întâi, miturile ne învață să rămânem constant în spirit, deci așa, în legătură cu perspectiva timpului mare. Adică cu timpurile inițiale, cu timpurile primordiale, cu Dumnezeu de la începutul creației, cu Iisus Hristos de pe Calvar, cu Iisus de pe Muntele Măslinilor și așa mai departe. Deci, din punct de vedere creștin. Cu alte cuvinte, suntem invitați să păstrăm mereu deschisă existența noastră spre această perspectivă a timpului sacru, a timpului fondator. Asta ne învață mitul, dacă îl prețuim. Al doilea lucru. Învățăm de la mit că lumea se naște, se face și se desface într-un ritm grăbit. De aceea, haosul și actul creației se reactualizează periodic. Deci n-ar trebui să fim foarte, nu știu, afectați, eu știu, de anumite succese, de anumite eșecuri sau de anumite, nu știu, înfrângeri sau de anumite victorii, pentru că, de fapt, suntem într-o continuă facere și refacere a lumii din care facem parte. Al treilea lucru, miturile prezintă o realitate totală, adică se adresează omului întreg, nu doar inteligenței sau imaginației. Evenimentul pe care ne-l prezintă mitul se adresează minții, inimii, voinței, imaginației noastre, deci vizează sau, nu știu, face un, așa, un fel de apel la întreaga noastră ființă. Ne antrenează, ne introduce într-o aventură cu toată ființa. Încă ceva, miturile se degradează, adică își schimbă forma de prezentare, forma de redare, forma de exemplificare, dar și degradate, atunci când devin, de exemplu, poveste sau legendă, ele continuă să genereze valori și cultură. Deci ele nu dispar, adică spiritul lor rămâne, numai forma se schimbă. Apoi, încă un lucru important. Omul nu poate scăpa niciodată de mit, pentru că funcția de model exemplar și de ruptură în raport cu durata profană și integrare în timpul primordial sunt elemente constitutive ale condiției umane. Căutăm mereu asta. Mereu vrem să intrăm într-un timp sacru, calificat, adică să scăpăm de fragmentare, de confuzie, să intrăm într-o zonă luminoasă.
și așa mai departe. Ca să nu mai spun nevoia noastră de repere și de criterii pentru o viață ordonată și cu sens. Un alt element important al mesajului pe care îl transmite mitul astăzi. Mitul continuă să creeze valori culturale. În literatură se vede cum funcționează mitul. Acolo, de fapt, a migrat în ultima vreme și funcționează foarte bine. Miturile cosmogonice, toate sunt prezente acolo. De asemenea, prezența structurii mitice în conștiința omului de pretutinde este o invitație la dialogul între culturi. Cu alte cuvinte, faptul că mitul e un element constitutiv al conștiinței umane e, să zic, un teritoriu comun al întâlnirii între oameni care sunt formați, născuți, formați, crescuți în culturi diferite. Peste tot, deci vom găsi aceeași sete de real, de semnificație, de ființă de plină. În sfârșit, timpul primordial despre care vorbește mitul este înlocuit în vremurile noastre cu timpul primordial speculativ. Adică de la existență s-a trecut mult spre cunoaștere, spre epistemologie. Astăzi se pune prea mult accent pe epistemologie sau gnoseologie în detrimentul existenței, adică al vieții trăite. În fine, mitul are o coerență logică interioară și de aceea îi permite să fie adevărat pe mai multe planuri. Cu alte cuvinte, chiar și în societățile secularizate, mitul continuă să pulseze un mesaj religios, chiar dacă noi nu ne dăm seama. În concluzie, mitul unește cunoașterea umană și capacitatea omului de a se exprima, formulează de asemenea, să zic, pentru omul religios soluții de unificare, de fapt, cu semenii săi, dar și cu ființa supranaturală sau cu divinitatea și inspiră modele de cunoaștere a evenimentelor semnificative și generează modalități de a fi în lume. Iată de ce e importantă referirea la mit. În fine, pentru filozofia religiei, prezența mitului în conștiința umană, în alegerile lui, în subconștientul lui, este importantă, pentru că în felul ăsta se justifică disciplina, să spunem așa, și, sigur, putem să facem și o diferență între omul religios și omul fără religie, care om fără religie, deci nu unește înțelepciunea și viața, pe când omul religios unește aceste două dimensiuni, știința și religia, înțelepciunea și viața. Așadar, mitul e o constantă, deci e o trăsătură specifică a conștiinței umane și definește raportul nostru cu Dumnezeu și cu aproapele, pentru că ne invită să ne raportăm la evenimentele fondatoare, întemeitoare ale religiei noastre, în cazul de față, creștin, adică în situația noastră creștină, să ne raportăm la evenimentele fondatoare ale credinței noastre. Cam atât despre mit, la Mircea Eliade, cu trimiteri către situația creștină în care ne aflăm noi astăzi. Ne oprim aici și vom mai dezvolta alte elemente constitutive ale religiei în cursurile următoare. Vă mulțumesc pentru atenție, vă spun la revedere!